Având în vedere încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă, programul ghișeelor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de la sediul IPJ Sălaj s-a reluat de luni, 18 mai. Potrivit unui comunicat de presă, programul de la Poliția Zalău iese de luni până joi, între orele 8.30 și 12, respectiv de la 14 la 15.30, iar vineri de la 8.30 la 12. La Poliția Șimleu Silvaniei, programul iese zilnic, în intervalul orar 9.12. Sălăjenii care solicită personal eliberarea cazierului sau a certificatului de integritate comportamentală trebuie să respecte unele măsuri de protecție sanitară, mai exact să poarte masca de protecție și să păstreze distanța minimă de 2 metri față de alte persoane.